Bună ziua, dragilor! Bine ați revenit la Flori în Bucătărie! Astăzi pregătim niște colăcei umpluți cu carne de miel, pentru care avem nevoie de următoarele ingrediente. Pentru aluatul de pâinică de colăcei ne trebuie 350 apă, 80 grame unt topit, 700 grame făină și, bineînțeles, o linguriță de sare. Pentru umplutură avem nevoie de o pulpiță de miel, de mielișor, 800 de grame, 11-12 bucățele de coastă, 4 cepe, adică 400 de grame, 100 ml apă, o lingură de condiment de carne, o linguriță de cileandru sau cum îi zice ăsta? Chimion. O lingură de leuștean, două roșii și ou pentru uns la final și semințe care o să le aduc și pe ele, că am uitat să le scot. Începem prin a tăia carnea cu bulețe. Acum vedeți cum. Cu bulețe mici, așa. Așa. Așa procedăm cu toată carnea. Am tocat cărnița și acum o punem pentru 2 ore să se macere, l-am macerat un pic cu sare. Condimentul de carne, toate condimentele care le-am spus mai înainte. Și costișoarele, bineînțeles, să se macereze și ele. Așa, să amestecăm bine și așa, punem capacul și o punem la frigider pentru 2. Haideți să facem aluatul pentru colăceii noștri. Nu mai nimeream. Punem apa. Și sare. Și amestecăm puțin și adăugăm și untul. Topit, după cum ați observat. E ziua de spargere, după câte se aude. Scoatem din bol și frământăm bine pe plat. Cam ne apropiem de final. De frământat. Așa trebuie să fie coca voastră, noastră, elastică. După cum vedeți. Ia. Eu zic că e cam așa.
cam bine, nu? Da. Și o lăsăm 15 minute. Acoperită cu un prosop. Mai frământăm puțin coca noastră. Și o lăsăm la o parte. Aici. Și ne ocupăm de tăiatul la ceapă. Acum plângem. În lung. Și așa. 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 Asta și cărnița noastră la rece. Cum v-am zis, 2-3 ore. Hai să căutăm costița. Și amestecăm cu ceapa. Deci amestecăm carnea cu ceapa. Și cu apa și o frământăm puțin. Pregătim și roșiuța. Așa, așa, jumătăți de feliuțe. Acum să împărțim coca asta în două. Și facem 5, 2, 3, 5 din asta, 5. Facem așa cu lăcei. Ne apucăm de treabă. Facem un rotund, sper să fac rotund, de vreo 3 cm, să rămână așa de 3 mm, cum am zis, milimetri, grosimea jumate și cam de vreo 17-18 fundul, cum se zice, mami, tot rotundul. Diametru. Cam așa o fi, nu? Și acum luăm așa un castronel. Cam mare castronelul meu. Da, e bine. Așa. Și acum luăm cărniță. O coastă, nu, roșiuță, așa roșiuță, 4 roșiuțe, o costiță și iar puțină cărniță. Și începem să plisăm. Coca noastră aici, până o strângem.
ca să o închidem bine. Adică ceva așa. Cam așa. Așa facem cu toate. Cărniță, roșiuțe, coastă, cum e ultimul, le pun pe toate. Roșiuțele și cărniță macerată. Și așa. Și îl închidem și pe acesta. Și am terminat cu lăcei. Sudăm bine de tot. Și, după cum vedeți, i-am pus deja la tavă. Am bătut și eu ușorul și acum dăm așa la toți colăceii cu ou ușor și cu semințe, adică așa. Cam așa. Așa facem cu toți, așa procedăm cu toți. Astea sunt colăceii noștri, un plus cu cărniță macerată de mielușel. Mergem cu ele la cuptor la 180 de grade pentru 40-50 de minute. S-a terminat și timpul, i-am mai dat 10 minute și să vedem și colăcei dacă s-au copt. Eu cred că s-au copt. Așa arată. Îl lăsăm un pic, 10 minute și revenim să tăiem unul să vedem interiorul. Ușurel. Hai să vedem și interiorul. Așa arată interiorul nostru, fierbinte și cu cărnița s-a fiert, vedeți? Ia uitați, ia. Uitați așa să... Ia uitați. Ule! Și cărnița după costița. Ia uitați. Marde. Vreau să vă arăt cum o... Ia uitați. Gata. Totul este fiert. Fiert. Și gătit. Gătit și un miros super bun, super gustos, cred că o să fie. Ce e aici? Ia. Vă zic, decât atât, merită încercată. Eu, atâta, spun, este foarte bună și interesantă în același timp. Deci, aceasta a fost și rețeta noastră de astăzi. Dacă sunteți curioși, vă invit să o probați. Și vă aștept la următoarea mea rețetă cu mult drag. La revedere!